Bune să ne fie diminețile, o nouă treabă, un nou episod, 2 februarie 2022 e pe aici. Să mai comentăm despre ce s-a întâmplat aseară și cum am fost la un meci pe unul dintre bilete de câștig. Tot necâștigător e biletul, așa că regretele eterne nu și-au sensul. Zi proaspătă, am două bilete pentru voi, vi le transmit imediat. Nu înainte de a vă spune tradiționalul, like la acest video, subscribe la canal și setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. Hai să enumerăm. Biletul 1 are o cotă totală de 13.63. E format din 4 evenimente. Primele două încep la 19, diseară la 7 și decurge în felul următor. Portugalia Liga Pro ne aduce confruntarea dintre Rio Ave și Covilia. Vom merge pe victorie de gazde 1 solist. Ne mutăm în Belgia Liga Pro să luăm de acolo Kortrijk versus Antwerp și o să mizăm pe victorie de oaspeți 2 solist, câștigă Antwerp. Haideți în Germania Liga Regională Nord să culegem de acolo Altona 93 versus Heide. Câștigă gazdele, câștigă Altona și mergem pe 1 solist. Închidem bilețelul rapid cu Italia Liga Pro Serie C, de unde vom lua meciul dintre Siena și Teramo. Mergem pe 1 solist, victorie de gazde. Ăsta e bilețelul number 1. Haideți și în biletul numărul 2 de azi din partea mea aici pe canal, cu o cotă totală de 17.93. Format și ăsta tot din 4 evenimente, mergem pe treburi mai scurte azi. Primul dintre meciuri de pe biletul ăsta, al doilea, începe la 17:15, da? Diseară la 17:15. Are 4 meciuri, vi le spun chiar acum și ca începem cu Grecia Superliga, unde ne vom uita la Ofi Creta versus Panathinaikos. Și o să mergem pe o victorie de oaspeți, mergem pe 2 solist, victoria celor de la Panathinaikos, cred că e și meciul care începe cel mai devreme, la 17:15. După aia mergem în Germania, Liga a 3-a, să ne uităm la Duisburg versus Osnabrück și mizăm pe victorie de oaspeți 2 solist, câștigă Osnabrück. Portugalia Primeira Liga își are și ea locul pe bilețelul ăsta al doilea de azi, cu tăvăleala dintre Benfica și Gil Vicente. Se vor înscrie minimum 3 goluri în meci, mergem pe 3+. Benfica versus Gil Vicente, 3+, minimum 3 goluri în tot meciul. Închidem frumusețea de bilet relativ scurtuț, de doar 4 evenimente, cu Anglia. Championship-ul de acolo ne aduce tăvăleala dintre Huddersfield și Derby. Vom merge pe victorie de gazde, mi-e frică cu Derby, dar mergem pe victorie de gazde. Puteți să mergeți și pe 3+ aici dacă vă coafează, mergem pe victoria celor de la Huddersfield. Acestea sunt cele două bilete, complicățele și grele. Când nu e greu și când nu e complicat pe lumea aceasta. Dacă vreți și biletele mele lungi, vă aștept ca de fiecare dată în grupul meu privat de WhatsApp. Bilete lungi, complicate, grele, care ies foarte rare fiat, odată la 5-6 luni, dacă e să iasă. Dacă vreți să fim împreună acolo și să ne chinuim împreună în grupul de speranțe, ca să zic așa, pe care eu l-am format alături de alți 5 băieți în momentul de față, poarta e deschisă, puteți să veniți în orice moment, vă coafează chestia asta. Detaliile de acces în grupul privat, ca de fiecare dată, sunt în descrierea acestui sublimisim video. Vă pup și vă urez noroc, ceea ce îmi doresc mai ales mie.